erau descărcate semi și apoi se trecea cu dita profundizate și apoi cu cea dar la cealaltă, William Simpson, prietenul lui Hartley, lucrează 13 ani la diguri, dar nu fiind de inaugurarea din 78, el moare primăvară. În mijloc, două doamne, una foarte tânără, 16 ani, Emilia Liz Jackson, fata consului englez de la Galați. Din coace, presupus amant al lui Hartley, Ida Johanna Gleisch. Epica mențiunea de pe piatră spune, cu Dumnezeu se moare numai în natură, viața inimii omenească în bucăți trebuie să se rupă. Epica fiind foarte potrivit pentru momentul funerarul următor. Aici odihnește Caterina, soția prea iubită a lui Julian Smith. Julian Smith. I-au murit și doi copii. Era o epidemie de holeră. De inimă rea, după atâta suferință, va muri și el. Monumentul este realizat de către Adelfos, fratele Grigorios. Îl vom vedea monumentul când vom ieși în partea cealaltă. Și diferența de mărime și de valoare ne spune că o comoară a existat. Se spune că e singurul monument al unui pirat datorită craniului și oaselor piciorului așezate în partea de jos. Cum se făcea pirateria? A spus Bowie la mare cinste. Piraterie se făcea, puneai de coarne un drug de lemn, se atârnau două felinare, se plimba puțin pe plajă și corăbile din larg erau ademenite. E adâncime suficientă, e o manevră în port, cu curaj înainte. Ieșuau un banc de nisip. Iar apoi veneau cu niște bărci și începea din mână în mână, descărcat, jefuit, într-o noapte, spunea că n-a fost nimic, deja era adusă marfa. Lumea din oraș a aflat târziu lucrul acesta. A doua metodă e cea care o folosesc și eu. Te ofer ca și călăuță pe canalele Dunării, așa, și la un ceas de seară ați face echipajul, scufunzi nava. Hai să ne grăbim să facem. În preajma Dunării. Inevitabil, mingea cade în Dunăre și cea mică crede că va pluti ca mingea care țușcă frunzele. Începe să se înnece și sora încearcă să salveze. Vor muri îmbrățișate. Doar o poveste, pentru că eu sunt un distrugător de mituri. Scrie clar Ana și Gerasimos din familia Iglesii. De asemenea, între moartea Anei și nașterea lui Gerasimos sunt 7 ani. Nu se putea juca cu mingea. După 2 ani, după moartea lui Gerasimos, este ridicat și monumentul. Familia Iglesii nu se mai găsește nici în localitate și nici în cimitir. Propun eu un alt mit. Familia a construit un loc nefast pentru ei și au părăsit localitatea. În fugă nu puteau să facă un monument, e complex. Au găsit gata unul făcut, chiar dacă reprezintă două fetițe. Și mai târziu, bunic sfătos ca mine, să-și facă nepoțele temători de Dunăre, a spus această poveste, care s-a amintit cetățenii printre lui. Și pe scut, heraldica mi arată un băur al Moldovei și de asemenea grifonul familiei Sturza. În a treia generație, sunt 300 luțe, o avem pe prințesa Ecaterina. Familia Sturza a fost domnitoare în Moldova. În schimb, familia Moruții și Moldova și țara românească. Era o înțelegere, un agreement între Imperiul Otoman și țările române, care nu erau suzerane, ca fiilor să fie crescuți la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, în semn de supușenie față de sultan. Și unii dintre ei puteau să devină domnitori. E celebru cazul lui Dimitrie Cantemir. Acolo Ecaterina l-a cunoscut pe Dumitru Moruții și el a devenit Lord Chamberlain al Rusiei la Odessa și a murit într-o afacere și ultimele lui cuvinte au fost: viața asta este un mare, mare KKT. Ca să nu facă ruptură după independență și nu mai funcționa această înțelegere, agreement, să ceară tronul la Iași, fiul ei a fost numit semi-prefect la Sulina. Ea, într-o plimbare din decembrie pe un lac înghețat, s-a rupt copca și a murit de hipotermie.
fiul ei, am rezistat puțin. Unii spun incompetent, alții spun corupt, dar a ajuns pe la București, a scris ceva librete de operetă și apoi la Iași, ziarist. Îi spuneau prințul din Tătăraș. Aș vrea să spun că, de fapt, ea era urâtă, această prințesă. Era în lumea pădurii. Verișoara ei s-a căsătorit cu Milan I al Serbiei. Asta era o frumoasă din familia Rozinovană. În schimb, de fapt, cred că ea făcea administrație publică locală. Era foarte inteligentă. Primul monument are motive geometrice, dacă mergeți mai aproape. Următorul are motive vegetale. Al treilea are un chip de Crist cu coroană de spini. Și observ că dimensiunile sunt tot mai mari, adică afacerea prosperă. Dar deodată vine naționalizarea comunistă și face un stas. Și apare grafia românească. Am primit de la cineva 5 certificate de cafea de la Viena, testată pentru cafenelele din Sibiria și Turcia. Semilună în partea aceea, Nea Isa, iar dincoace o altă familie și avem fesul. Noi spunem, bărbatul poartă clopul. După ce ploaia, zăpada, fac să se degradeze, se pune polovan la căpătâi, se lucrește în verde, tradițional, și așa rămâne. Deci cei mai înstărit sau funcționari, pământele sunt de calcar sau marmură. Agă, polițist turc, iar în spate al fiului său. Acesta nu este pus lateral, cum este de obicei, ci e pus în spate ca la judecată, în fața lui cel drept să se ascundă după tatăl său. Interesant. Fesul este o chestie modernă, înainte se purta turban și în filmele cu telenovele turcești vedem lucrul acesta. Auzit Selim al III-lea, cel rău sau cel bețiv, că Vespasian s-a îmbogățit, spunând că banii n-au miros. El ce s-a gândit? Cum să se îmbogățească familia mea? Păi să aibă o manufactură care să facă niște pălării. Primarul, poliția și armata, administrația să poarte pălării. Așa ceva. Și el era furnizorul pentru ei. Da. Cel mai recent monument păstrat este al Cecilei Clara, 1935. Vine mișcarea sionistă, vine mișcarea legionară, și evreii vor pleca, vor părăsi. De asemenea, văd ramura lui Măsurii, doar la Smeret. Cepânele negre, Dazăr și Liza Diamant, de toată și alta, deschide un magazin de jucării, de o combie cu iau jucării care se vă țară pe timp de cântul. Familia a fost vizitată și nu l-au plăcat alături, dar a fost ideea cu Ionas, Ernestina și Sfântul Maitrare. Nu l-au plăcat separat. Alte două monumente mai deosebite gemene sunt Josef Stalberg și Rebecca Stalberg, 74-47 de ani. Se spune că cele orizontale sunt așchenazii, cele verticale sunt sefarzii.